atenția doamnelor și domnilor. Din foaia de prezență semnată de dumneavoastră, constat prezența unui număr de 12 consilieri fizic și 3 consilieri online. Dați încet. Consiliul local este înscris în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Supun la vot procesul verbal din 25.04.2023. Voturi pentru. De la care ședință? 25.04. 25.04. Da. Eu sunt. Pentru, da? Și potrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin deoarece este incomplet. Intervențiile cetățenilor nu au fost menționate absolut deloc. Deci 14 voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere domnului. Supun la vot procesul verbal din 10 mai 2023. Votul pentru. Procesul verbal din 10 mai. Împotrivă? Se abține cineva? Noi suntem împotrivă, nu am fost scară. Deci 13 pentru, 0 abțineri și 0 împotrivă și 2 abțineri domnului Ilie și domnul Ana. 2 împotrivă. 2 împotrivă și 0 abțineri. Împotrivă dacă nu au participat? Nu trebuie să întrebați. Păi, nu, dar abțineri de împotrivă, pentru că... Abținerea de când am fost la ședință. Deci abținere. Adică nu votați, că abținerea sunt... Nu votez, domnule, dar eu am sesizat o ilegalitate și votez împotrivă. Avizele comisiei de specialitate, începiți procesul verbal, vă rog frumos, și veți vedea că cele două proiecte suplimentate cu privire la creșterile salariale, pe lângă faptul că au aplicare retroactivă, da, nu au avut avizele comisiilor de specialitate ședință de, pe comisie întrunită cu o zi înainte. Și votez împotrivă. Pe chestii de legalitate. Deci 13 pentru, un vot împotrivă domnul Ana și o abținere domnul Ilie. Dau cu votul domnului președinte. Bună ziua! Dați mai încet, domnule. Conformitate cu prevederile articolului 133 din ordonanța de urgență 57/2019, privind zborul administrativ, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Sascuș, Județul Bacău, de data de 30.05, orele 9, la sala Rus, cu următoarele puncte pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022 și un proiect suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea deplinirii proiectului de abilitare moderată a dispensarului uman din Comuna Sascuș, Județul Bacău și de asemenea diverse. Cine este de acord, vă rog frumos, cu ordinea de zi. Denumirea completă privind al doilea proiect este referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea de vizului general documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru implementarea obiectului de investiții, reabilitare moderată a dispensarului uman din Comuna Sascuș, Județul Bacău, ce se implementează prin Programul Național de Redresare, Reziliență, PNRR, componenta C10, Fond Local, Investiția 1-3. Și anume reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritorial. Asta este denumirea completă. Cine este de acord cu ordinea de zi, vă rog frumos? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Comisiile, vă rog frumos, pentru proiectul numărul 1. Favorabil, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de 2022. Comisia 1, vă rog frumos. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Favorabil toate cele trei comisii. Supunem la vot, vă rog frumos, proiectul numărul 1 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022. Întrebați cine e pentru? Pentru. Împotrivă? La primul proiect, da? Da, primul proiect. Da. Și discuții. Cu discuții, da? Am discuții. Fără probleme. Deci domnul Ana, împotrivă? Pentru că deja s-a vădat. Cum s-a vădat? Da. Dar vă ascultăm, nu-i problemă. Spuneți ce aveți de spus. Da.
vrea să nu par din nou răutăcios, că ne-am aprins destul în discuții înainte de începe ședința. Am avut o rugăminte și nu odată. În fiecare dată când se pune în discuții bugete, rectificări, când e vorba de bani, și există un raport de specialitate prin care doamna contabilă, șefă sau cineva din cadrul compartimentului contabilitate face raportul de specialitate, să fie prezent la ședință. Am avut rugăminte, văd că nu se poate. Sunt sume destul de importante în materialul respectiv. Și vă spun, pentru ultima dată mai votez. Pentru ultima dată mai votez când e vorba de bani. Eu personal, indiferent cine se supără sau nu, dacă nu va fi doamna contabilă, șef aici, sau o doamnă înlocuitoare de la compartimentul contabilitate, și este ultima dată când mai votez cheltuirea unui bani cât timp nu se începe demararea lucrărilor despre care noi am discutat la Pâncești. Deci, de data asta o să votez pentru, dar este ultima dată. Ca să nu fie cu supărare, după aia să ziceți, poate ori apărea și lucruri mai importante. Îmi pare foarte rău, dar nu o să mai votez. Nu vreau să mai primesc observații de la cetățenii, în calitatea asta de consilier pentru o lună, 5-7, cât timp mai sunt. Băi, fraților, nu o să mișcă nimic în satul ăsta. Și adevărul ăsta este. Mulțumesc. Domnul Ionel Ana. Discuțiile au loc după vot, ceva neobișnuit. Eu am votat direct împotrivă, deoarece sunt total nemulțumit de modul în care a fost cheltuit banul public. Pe 2022 mă întreabă cetățenii, domnule, ce ați făcut pentru noi? Ce faceți pentru noi? Avem o problemă cu apa, cu asfaltul, cu ce avem? Nu am un răspuns. Motiv pentru care eu nu pot să dau un cec în alb actualei conduceri. Cheltuie așa cum consideră deși, există justificare, poate, dar pe teren nu se vede mare lucru. Prin urmare, am votat împotrivă, chiar dacă ceilalți colegi au votat pentru. Mulțumesc! Altcineva, dacă mai dorește, ia ceva. Pot să vă explic eu despre ce e vorba de discuție, pentru că am văzut de anul trecut pe care ați votat, am văzut de discuție, și ce am realizat anul trecut. Păi ce am realizat? Ce specificat și am trecut, s-au realizat lucrări cu satul Pâncești. Exact. Căminul cultural a fost finalizat în timpul anului trecut, care există... Început în urmă cu 5 ani, domnul Pâncești. Nu le poți face cu toate informații într-o lună sau într-o zi. Dar faptul că în toate instituții au fost și lucrări care s-au făcut în raza satului Pâncești, asta nu înseamnă că nu s-a făcut nimic. Și plus alte lucrări care sunt intenții acolo, dar ați văzut scrise și încasări care au fost făcute și procentul încasărilor care au fost făcut. Eu am informații din primărie că nu s-a încasat 97%. Aici nu poți să minți că acest lucru merge la finanțe. Deci nu există informații de pe lângă dar... Sunt foarte multe lucruri plecați în străinătate. Cum au achitat și 97%? Există justificare pentru că mulți care, din cei care sunt plecați în afară au trimis bani din cei care iau acasă și au plătit. Nu poți să te joci să arunci, nu am avut curtea de conturi care au verificat toate lucrurile care ai văzut noastră de ați văzut aici. Nu poți să te joci să dezinformezi bugetul de stat care îmi verifică fiecare bănuț, fiecare cont, nu se pune în discuție. Acum, dacă dumneavoastră considerați că vreți să dezinformați populația cu ce ați spus noastră, zvonul care ți-l aduce cineva, nu e tot una cu un document oficial care îl vedeți prezentat. Sunteți consilier local și cred că știți despre ce e vorba aici. Deci nu poți să-ți permiți să scrii un fax. Bun, opinia dumneavoastră, nu o să pun în discuții. Fiecare își face jocul politic așa cum consideră. Nu e vorba de joc politic, e vorba de interesul cetățenilor. Interesul cetățenilor trebuie respectat ca atare. Dacă respectați interesul cetățenilor, reiterez solicitarea mea să aliniați taxele și impozitele la codul fiscal. Adică minus 20%. Vă rog frumos. Asta înseamnă să indexăm acum taxe și impozitele conform legii cu 30% inflația, nu? Urmează. Urmează.
Ale o să faceți, acel lucru o să-l faceți. Și o să caut o soluție, dacă e cazul, să nu suporte cetățeanul suma de 13% care se adaugă la taxe și impozite, să găsim tot împreună o soluție de compromis, să reducem taxele și impozitele cu 10% și apoi să indexăm conform legii când ne obligă legea. Deci 3% ar putea să simtă cetățeanul diferența de 3%, mult mai ușor decât 13%. Cetățenii vor aprecia dacă dumneavoastră veți scădea taxele și impozitele pe care le plătim mai mari în 2018 până în prezent. Sunt comune în zonul nostru care au taxe și impozite mult mai mari. Exemplu. Și mai mici care de exemplu. Cine are taxe mai mari? Știți destul de bine. Acum, vreau să le puteți verifica. Dați-mi un simplu exemplu. Suntem live, cetățenii ascultă. Verificați la Nicolae Băcescu, taxe și impozite și apoi... Mulțumesc. Chiar o să ne lăsă verii. O să le compar, să ascult și le prezint. Dacă mai sunt discuții, vă rog frumos. Trecem atunci la proiectul numărul 2. Și anume proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general documentației de avizare și a lucrărilor de intervenții privind implementarea obiectivului de investiție, reabilitarea moderată a dispensarului uman în Comuna Sascut, județul Bacău. Avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuțiile, vă rog frumos. Pentru reabilitarea dispensarului Sascut, dacă sunt discuții. Nu. Eu aș vrea să întreb niște lucruri. Noi le reabilităm toată clădirea acolo, nu? Reabilitare moderată. Și pe interior, partierul și etajul 1. Etajul 2 a fost reabilitat. Și a și acoperișul. Deci, nu și etajul 2, care deja a fost reabilitat prin bugetul local. Doar dacă se impune la structura de termopan la geamul, dacă se impune cumva, nu se încadrează termopanele care sunt în standardele de clasă energetică. În clasă energetică, da, atunci e nevoie de schimbă. Dacă nu, vă rămâne în acest lucru. Da, deci am pus clădire pentru că mai înainte la o ședință se discuta de plecarea celor care sunt la etajul 2 sau 3. Nu pleacă nimeni, am fost la... Am fost la discuție, ca să vă actualizez informația, am fost la inspectoratul general București, am discutat cu domnul general și a zis că nu se închide nimic, deci nu va pleca nimeni de la Sascut, vor funcționa în continuare. Ea în calcul ca din începutul anului următor să-și facă socotelile ca să poată să le includă în pichetă. Abia făcut de anul trecut o documentație și mai înainte că am pus la anul acesta să fie introdus ca și pichet, să rămână unitate militară în comuna Sascut, pentru că Canadă este o unitate militară care este, funcționează mai bine detașată aici. Ca și punct de lucru, nu-i tot una cu pichetul. Pichetul este o unitate de sine stătătoare a comunei Sascut. Punct de lucru este un punct de lucru care, la care angajații vin din alte structuri unde sunt prinși în organigramă și fac serviciul la Sascut. Deci este exclus să se desfințeze sau să închidă punctul. Și vor rămâne tot pe cheltuia la bugetul local, la comunei Sascut? Toate instituțiile de genul pichet, punct de lucru, sunt la bugetul local, în toate localitățile. S-a vorbit că... În regulă, dar ei sunt zonale. Ei sunt zonale, adică intervin pentru 5-6 comune și toate utilitățile și toate cheltuielile curente sunt asigurate de bugetul local al comunei Sascut. Și am mai discutat subiectul ăsta, dumneavoastră când mă întâlnesc cu ceilalți primari din comunele deservite, să vedeți, raportat la numărul de locuitori, la numărul de evenimente la care s-a intervenit, sau orice alt criteriu să luați în calcul, să împărțim cheltuielile astea. Dar nu poate de atâtea ori lucrul ăsta. Noi există, de exemplu, nici la... Dar atunci cum facem? Noi, pe de o parte, insistăm să rămână aici pompierii, gândindu-ne că vor deservi doar comuna Sascut, dar nu să ne dea comunii înapoi mașina de pompieri,
să ne dea înapoi, ne face noi SVS-ul propriu și ei să plece. Cheltuielile cu SVS-ul propriu. Să ne dea bani înapoi, continuați discuția. Să ne dea și banii pe toate investiția. Asta a fost și punctul nostru de vedere. Haideți ca să vă explic la situație. Deci cheltuielile cu serviciu voluntar propriu sunt de 3 ori mai mari decât punctul de lucru care l-avem acum și funcționăm. De ce? Ar însemna ca noi, pe lângă mașina de pompier pe care o avem, să funcționăm în toată, cu aceleași utilități care sunt acolo, să mai angajăm încă 4 șoferi, pe lângă șeful SVSU-ului care va funcționa ca și șef de serviciu, încă 4 șoferi care să asigure ciclul de funcționare ca și cum ar exista punctul de lucru care e aici. Asta ar însemna ca bugetul local să mai fie împovărat cu încă 4 salarii de șofer pentru autospecială, de servanți și de voluntari SVSU care și ei sunt plătiți pentru orele de, la care acționează. Deci cheltuielile se vor tripla la ceea ce spuneți la domnul consilier. Deci în modul cum funcționează acum, gândiți-vă că avem de 3 ori mai puțin cheltuiala decât dacă am avea un serviciu voluntar de situații de urgență. Ceea ce s-a întâmplat, are extrem matematic, puteți să puneți pe hârtie. Nu are. Serviciul voluntar pentru situații de urgență trebuie să funcționeze într-un spațiu, încă spațiul respectiv de acolo, care vedeți noastră sus, trebuie încălzit, răcit, utilat, mobilat, cum îl aveți acolo, cum este. Garajul la fel, aceleași cheltuieli sunt de utilizare. Pe lângă, acum. Pe asta vă spun. Pe lângă aceste cheltuieli, trebuie încă 4 șoferi angajați ca să poată să funcționeze și plus toți acei voluntari care lucrează împreună cu șoferul care este... Noi am avut serviciul ăsta a funcționat până în 2015. A funcționat de neautorizat. Nu, serviciul voluntar pentru situații de urgență. Mai repet o dată, serviciu voluntar, nu este serviciu angajat. Presupune utilajul, presupune un șef de echipă, care nu trebuie să fie permanent sau triplat, cu activitate permanentă, presupune niște asigurări de viață, de sănătate pentru voluntari, un contract de voluntariat, echipament de protecție, comunicații și așa mai departe. Și, și bani plătiți pentru ordine de funcționare la fiecare. Dar nu trebuie să fie 24 din 24. Da, haideți să vă explic care e situația. El trebuie asigurat pe procent 24-24. Nu mai este legislația care a fost. Poate s-a schimbat legislația. A fost să autorizez și din stat mi-au spus, domnule, ca să l-au... Nu mai obligă, în modul cum este acum punctul de lucru, nu mai obligă să am serviciu voluntar permanent, dar pentru că am un serviciu voluntar permanent, să rămânem doar pe prevenire. Ceea ce poate să facă doar șeful SVSU, să se ocupe doar de partea de prevenire. Să meargă la fiecare cetățean acasă, să prevină... Da, dar e corect să suportăm noi cheltuielile pentru 7 comune din jurul nostru? E corect? Și cheltuieli pentru comună referitor la mașina de pompier, mașina n-a mai fost scoasă de când am avut discuția cu cei de la Bacău în urmă cu o lună și... Mașina mai a fost scoasă de tot 50 litri de combustibil are consumat, ceea ce au avut intervenții pe raza comunei și au adus autospecială nouă care a funcționat în restul comunei. Deci n-a mai fost, după discuția care am avut-o noi, n-a mai fost acționat cu mașina noastră. Ce cheltuieli mai sunt pentru funcționarea acestei formații de pompieri altele decât cele de utilități? Deci, le plătim transportul, le plătim masă, le plătim nu, ce? Nu le plătim transportul. Carburantul la intervenție, ce mai plătim? Nu le plătim decât autospeciala noastră. A, ce frumos! Adică se duce la urechel să stingă focul cu motorii la sasputul. Doar la autospeciala noastră care intervine, pentru că nu pot să justifici ei. Frumos că mai plătim la zici că s-a dus la noi, că nu-s fără apă. Nu pot ei să pună carburant la autospeciala noastră. Dacă noi am fi dat autospeciala să-i pună număr de MIAI, ei ar fi avut oportunitatea și posibilitatea să pună toate cheltuielile că nu e mașină. Carburantul numai pentru mașina noastră? Doar pentru mașina noastră. Doar mașina noastră, atât. Restul nu avem treabă. Și noi plătim doar utilitățile care sunt acolo. Energia electrică și... De ce nu interveniți lângă comandant? Pentru că mai înainte, când erau aici domnul Mihalache. Domnul Mihalache este cetățean de onoare, a mers cu mine la București, domnul general, am fost personal și am putut... Dânsul, atunci când s-a pornit această acțiune, a zis că haide, domnule, să adunăm toți primare,
din cele 7 comune s-au făcut, comune, vă spun aici, am făcut discuția și, nu, da, și dânsul avea un cuvânt de spus ca să-i lămurească că e necesar să... Nu e vorba doar de lămuriri. Știți că ați fost viceprimar cu atribuții de primar 2 ani de zile. Ați fi putut dumneavoastră să plătiți pentru o altă comună, pentru o altă comună, o anumită intervenție care s-a făcut pe raza comunei, s-a făcut cu alt utilaj în comuna s-a spus, de la comuna Valea Seacă, de exemplu. Vă aduceți aminte? Domnul Vicica, nu intervenția. Nu intervenția, cheltuielile cu oamenii aici. Aici sunt cheltuielile care sunt, inclusiv cheltuielile care sunt, nu le permite legislația să le poată acoperi din bugetul lor local. Da. Nu sunt convins de lucrul ăsta. Atunci frustrați-vă pe așa ceva. Adică nu unii permite, noi avem. Dar noi suntem provocați. Comuna s-a scut. Deci noi, comuna s-a scut, da? Nu putem să plătim la Valea Seacă niște cheltuieli, de exemplu, cu un jandarm. Dar noi cum putem, domnule Coștea, cum se pot folosi de serviciile plătite de noi și noi nu doar? Același lucru se întâmplă cu jandarmeria care e la Valea Seacă, da? Nu spuneți altceva. Haideți să discutăm concret. Cum pot alte comuni să se folosească de serviciile plătite de banii sascutienilor, iar noi nu le putem lua bani? Să folosesc de servicii. Să folosesc doar de serviciu de 112, cel de pompieri, care trebuie să intervină peste tot. Da, domnule, și ăștia stau aici și plătim noi, domnule, ce toni... Deci, acolo este pichet, da. Și atunci, e o altă cheltuieli. Dacă nu vom face pichet, va fi pichet. Nu știu dacă se poate face acolo. Sunt încă 4 comunii care așteaptă la rând, inclusiv Rădăciunu, care era discuția să mute acolo. Să-și facă, dar să-și facă și el. Care așteaptă la fel ca noi, să poată să facă investiția de care... Să-și facă, domnul Acosta, să-și facă ei și să vină și ei la noi gratis, domnule. Cum facem noi pentru ei? Să ascutienii ăștia stau fără apă, stau cu șoseaua aia, dezrup mașina în două pe față și în alte sate sunt aceleași situații. Și noi le facem la alții, pentru Plăncești avem la licitație apă canal. Apă canal Plăncești, vă dați seama că implică alte săpături cu canalizarea de la... Dumneavoastră sunteți și el care, și așa își făcea și domnul Răuță, Dumnezeu să-l ierte, care pur și simplu ne face să fim răutăcioși. Dar nu-i vorba... Doamne, dar stau oamenii ăștia de 6-7 ani și o să iau aia așa, doamne, în bătaie de joc. S-a plumbat în alte zone și pe ăștia le-ați lăsat pe față acolo, i-ați lăsat în bătaie de joc. 90 până acum. N-au fost gazme, nu s-au Eu vă spun, domnule, aveți 6 ani de când sunteți viceprimar și cunoașteți situația, domnule. Dacă ai stat dumneata la plângere și bunii, dacă ai stat pe față acolo, n-ai ce groapă să o lași, să spune domnul profesor Măruță. Vă uite 5 gazme. Hai să rămânem la subiect. Dacă e vorba de oameni, hai să rămânem la subiect. Să rămânem la subiectul privind reabilitarea dispensarului. Pe toți ne vizează proiectul numărul 2. Dar nu fost de acord toți cu el, domnule. Ce e? Bun, trecem la următorul punct. Mai avem. Nu s-a supus la vot. Asta pentru reabilitarea moderată a dispensarului. Cine este de acord, vă rog frumos. Am întrebat discuții, nu vrea nimeni. A fost discuții. Deci 15? Încă vreau. Mă avem la diverse. Mai poate. Să plec. Doamna, încercați să înțelegeți că nu mai suportă populația. Dumneavoastră aveți șosea bună la poartă, aveți apă, aveți gaz metan, domnul are, doamna are. Oamenii ăștia nu au. Nu am doar eu. Trebuie să înțelegeți. Nu spuneți așa. Trebuie să ne luptăm. Păi așa, poate vrea și altul. Acum ați vină să mă jumătățească sâniștea dumneavoastră, că vreau și fac și eu acasă. Poftim. Domnul consilier, avem un subiect la care vă așa că s-a făcut la casa acolo și la acolo. O cerere din partea domnului director Pascu Ion. Prin prezentat, vă rugăm să desemnați reprezentantul Consiliului Local în Comisia privind evaluarea și asigurarea calității a școlii gimnaziale Sascut pentru anul școlar 2022-2023, deoarece domnul Chiriac Marian, reprezentant desemnat la începutul anului școlar 2022-2023, a devenit incompatibil odată cu numirea dumnealui în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Exploratori Teodor de Gheorghe Negoiță Sascut,
prin hotărârea de Consiliul Local, numărul 24-25 aprilie 2023. Propuneri, vă rugăm. O propun eu, dacă îmi permiteți. O să propun pe doamna Sandu Ionela în comisie, pentru că nu este în... Nu este la școală. Nu mai dumneavoastră. Da, da, deci dacă nu ești membru în Consiliul de Administrație, mai nou. Deci o funcție administrativă. Da. Da. Comisia a privit de asigurarea calității școlii. De asigurare. A fost Aracicu, a ieșit foarte bine. Am fost delegat prin ISJ. Deci avem o propunere. A făcut treabă bună. Vă rog o propunere. Spuneți, o propunere. Eu propun pe domnul Ana. Domnul Ilie Gheorghiță propune cu domnul Ionela. Ca să nu creez probleme, doamne inspector. Acum, oricum, că știi. Nu, Aidana. Eu cred că sunt. Da. O să ne trezim în următoarea ședință, că ai fost timpul. Haideți să trecem la vot pentru prima propunere, pentru doamna Sandu Ionela. Nu, Nu am văzut. 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 Și doamna Constantin. Și doamna Constantin. Soția domnului este în învățământ, în structură. Nici el nou. Păi atunci nici el nu are voie. Împotriva. Dacă doamna e în învățământ și structură și nu are voie. Împotriva propunerii numirii domnului Sandu Ionela, dacă este cineva sau dacă se abține. Oricum eu așa. Nu are voie că nu există. Știu, dar să nu ne trezim ca și cu Marian. Că l-am votat peste... Nu, nu, nu. Și noi când l-am votat în Consiliul de Administrație trebuia să știm lucrul ăsta. Nu, nu, că a devenit ulterior. Acum a devenit. A fost întâi în Comisia de Calitate, iar apoi a intrat în Comisia. Da, doamne, și când l-am votat toți aici, trebuia să știm că e în Comisia aia și că va deveni. Nu, el a acceptat Comisia respectivă că era mai avantajoasă pentru el. Propunerea domnului Ilie Gheorghiță, vă rog. Propunerea domnului Ilie Gheorghiță, vă rog frumos. Abține, împotrivă. Domnul Iosu și cu domnul Maria. 4 și 6. Mort. Băi. Mort. Deci 6 pentru? 6 pentru vestul. La Pâncești. Da? Din cursul vestit, la urmă. Mă bucur că mergeți în zărbă. Merge și pe astea? Da, cu nici. Cu mare. Discuții, dacă vreți să... Noi te învoim, dacă vrei, te învoim. Da, discuții. Da. Domnul Mariu Senache. Stimați colegi, aș vrea să... Domnul Spenion, da. Cu referire la proiectul ăsta, dispensarul uman de la Berești. O parte din dumneavoastră, poate, nu am și văzut, lucrarea este finalizată. În proporție de 99%, deci am mai depinde posibil, știi, floare sau ceva de genul. Am făcut o glumă care se mai destinde puțin atmosfera din ședință. Istoriu, da. Ai dreptat, pe drept pus-o bată. Da, da. am identificat aici, în proiectul ăsta de hotărâre, care numărul hotărâre, de fapt, hotărârea 83, din 20-12-2022, hotărârii cu privind aprobarea schimbării destinației din imobile, aparținând domeniul public al Comunului Sascut, din imobile cu destinații unități de învățământ, din imobile cu alte destinații. În cazul nostru a fost destinația cu un dispensar uman. Și s-a strecurat o greșeală, cred eu, și solicit, da, este greșeală. Haideți să vă spun care este greșeală. Articolul 1, aliniatul A, spune imobil în suprafață 84-86 metri pătrați, suprafață construită, deci se defalcă, da? Din ce este compusă. Și spune, situată în satul Berești, comuna Sascut, în cabinet medical medicin de familie. Deci, din actul normativ, rezultă clar că 486 de metri pătrați sunt destinați cabinet medical. Trebuie... 145 sunt mai. Deci, e... Dar și s-a dat atunci... Bă, nu, stați puțin, deci nu vă aduc vreo culpă. Spun că este o eroare mare. Nu este eroare, că în momentul este... când s-a aprobat hotărârea de Consiliu, planurile și extrasele de carte funciară, suprafețele astea... Deci atunci cum vă explicați că devizul și toate schițele care a stat și proiectul s-a făcut pe 145 de metri. Niciodată nu a fost în discuție pusă suprafața asta. Eu nu dumneavoastră rezultat. Din extrasele de carte funciară. Și cum noi putem să facem dispensar medical? Și planurile de amplasament
făcute de un inginer. Că suprafața de pas de 86 de metri pătrați ar fi cabinet medical. Ceea ce nu e adevărat. Trebuie să facem un proiect de hotărâre pentru o dezmembrare. Trebuie modificată asta. Primul rând trebuie modificată asta. Eroarea de aici. Nu este pas de 86 de metri pătrați. Ca investiții la policlinică acolo la Păi, dar deja îl face spital, dă-l doamne iată. Păi, atunci, nu, doamna secretară, vă spune, dar a fost făcută dezmembrare de corpul școlii, a fost făcută la momentul de atunci dezmembrare de corpul școlii, nu sunt supraveți. Eu vă pot citi românește, ce vreți să scrie aici, că e greșeală, e eroare. Vă spun, dați mulțumesc, nu vreau rău. De ce? Trebuie îndreptată eroarea asta. Practic funcțială pe suprafață mai mică? Păi, dar ambele suprafeții sunt în școala veche. Da. Deci ca și cum jumătate de școală veche este dispensată, jumătate de școală veche este disponibilă. Ceea ce nu e real. Deci aici rezultă că scrie dispensar medical pas de 86 de metri pătrați. Deci e eroare în material. Trebuie îndreptată la asta. Eu asta e punctul meu de vedere, ca jurist. Bun, și în cartea funcțională acolo e prins tot corpul vechi? Tot. Da, bun, dar atunci trebuie făcut o dezmembrare. Exact. Ca să rămână doar dispensat. Din corpul vechi, doar dispensat. Ce faceți cu această hotărâre care este în vigoare? Nu? Da, da. Trebuie modificat HCN-ul ăsta. Da. Trebuie niște planuri, niște schițe, pe suprafața exact de la... Dacă îmi permiți, noi oricum trebuie să defalcăm, pentru că trebuie să scoatem suprafața care o să facem farmacii. Și atunci vom face tot de nevoie. Dar asta nu poate să rămână în forma asta, asta nu am înțeles. Nu că acolo investițiile care s-au făcut cu destinații de dispensar pentru 100 și ceva de... 145 de 400 și de ce și calcule. Așa este. La altfel, la valoarea clădirii, nu mai puteți să mai faceți actualizare. Prin care să dezmembrăm o clădire, în dispensat și rămână corpul, 100 și ceva de metri exact. Nu, trei. Schimbare destinației, doar pe 145. Da, și această hotărâre trebuie modificată. Exact, de pe primul următoare, că aducem... Asta am văzut. Da. De asemenea, vă mai informez că a venit astăzi... Doctorul, doamna doctor, care urmează să facă desfășoare activitatea la Berești acolo și va depune solicitarea conform legii pentru concesionarea dispensarului medical și a venit cam puțin târziu, trebuia să depună documentația ca să aibă. E bine că a venit târziu, că tot trebuie să modificăm. Da, și trebuia să aducă documentația la doamna secretar să facă proiectul de hotărâre pentru ședința următoare. Am spus să fac ca să-mi iau și eu de o grijă și să dumneavoastră ca și executiv și dumneavoastră ca și consilier local, să scăpăm din proiectul ăsta, că dumneavoastră jumătate, tot din baia aia, baia aia la altă, baia nu a fost bani, câte, bani nu a fost. Câte zile și... bine, doamnă. Deci, vis-a-vis de program, este în funcție de numărul de pacienți. Deci dacă, doamna, o să vină pacienții, cel puțin aia din Berești și parțial de aici din Sascut, poate să renunțe la toate punctele de lucru. Deci, este în funcție de numărul de pacienți. Eu am purtat o discuție cu doamna doctor. Da. Vis-a-vis de acest aspect, cum am putut să vorbim și împreună atunci. Da. Că să vină minim 3 zile pe săptămână. Da, minim 3 zile. Cu condiția aceasta, dacă nu își asumă că vine minim 3 zile pe săptămână și asistentul să fie în cele 5 zile prezent acolo... Dați-mi voie ca să termin discuția și după aia, ca să vă spun ce discuție am avut la început cu el. Deci vine nu 3, 5 să vină. Problema este următoarea. Minim. Da. Ea este plătită pe numărul de pacienți, orice medic. Este numărul de pacienți prin casa de asigurări de sănătate. În momentul când tu ai, dau un exemplu, 100 de pacienți și nu-ți iasă nici curentul, cum poți să mai fii 5 zile? Trebuie să-ți cauți alte puncte de lucru, în altă față să-ți scoți salariul, nu? Așa cum sunt și alții de comunitate. Deci, așa o dorim ceva cu pilat la... Dați-mi voie să termin discuția până la cap ca să înțelegeți ce vreau să spun.
Deci va trebui importat la discuție și cu medicul de familie de aici, de la Târg, să spună foarte clar, să nu mai ia pacienții de la Berești. Să-și țină pacienții de aici. Dacă nu există o discuție la nivelul executivului cu ambii, cu toți medicii de aici, și să trage unul pe altul, să-și ia... Dar nu poți să țin punctul meu dacă pacientul... Domnul Brocă, de exemplu, nu s-a băgat să ia ca șapte la Berești. Bun, dar pacientul a venit și a dus, domnule, vă rog, cum să spun? În situația asta, da, aveți dreptate. Când a fost și făcea desfășurarea cu Cătăra Sfântului. Dacă nu va avea program, dacă nu va avea un program care se corespunde istoriilor oamenilor, cum vor veni oamenii la cabinet, fiind continuare la alții. Deci piața se reglează singură. Da, trebuie discutat în primul rând. Nu, dar eu sunt fiecare care nu trebuie să intervenim noi asupra acestei idei. Mă rog, trebuie purtat o discuție cu medicii de fapt. Bă, dacă eu vă spun ceva. Ca ei să aibă o relație din colegii altele. Dacă sunt un doctor de la bar, că e acel coleg nostru, ar veni două zile pe săptămână, vă spun eu că era unii cu 200 de pacienți. Sau poate nici cu aia. Asta spun și eu. Deci depinde de doctor, nu de pacient. Nici dreptul pacientului. Nu vreau să mă la tot doctor. Corect. De acord, dar vreau să fii. Chiar dacă îți depinești. Știu, o treabă așa, dar... Sunt aici câteva situații care se pot reglementa în cadrul unor discuții între medici. Exact. Lucrurile stau în felul următor. Atâta timp cât pacienții din Berești nu au găsit acolo un medic. De acord. Au fost nevoiți. Au fost nevoiți să-și caute dreptul la alți medici. Absolut. Dar prima strigare a avut 400 de euro. Să lămurim acum niște chestii. Printre urgențe, urgențele capitale în cabinet, am așa gravida și copilul. Nu pot refuza o gravidă sau un copil din Berești. Pe motiv că doamna doctor nu vine. Să-i acord aceste servicii, nu se pot acorda pe urgență și gratuitate non-stop, da? Nu sunt aici adus de Crucea Roșie Internațională sau de Armata Salvării să fac doar muncă gratuit. Asta este, dacă ați avea 200 de pacienți. Nu am. Și atunci, nu, să zicem, din Berești, ați să vă susține financiar cabinetul? Deci ca să poți susține financiar cabinetul, dacă tot venim și vorbim de treaba asta, să știți că pe forma asta de organizare, cabinet medical individual, și puteți verifica impozitele, taxele și plățile și pentru angajați și pentru angajator, să zic undeva, vă bine sau nu, să credeți 65%. Da? Asta este forma de organizare de la CMI. Atâta plătim înapoi. Dacă casa de asigurări 200 de milioane, 6.500 de lei sunt înapoi de taxe și impozite. Da? Deci plătesc și eu o dată taxe de impozite și fiecare angajat. Mai ales că nu poți avea un singur angajat. În momentul de față am contabil angajat, am femeie de servicii angajată, am asistent angajat și eu. Suntem patru oameni care tragem acel buget. Nu pot la nesfârșit să văd urgențe. Am programat 20-25 de oameni pe zi și mai vin câte 10 urgențe din Berești, păcănate să nu putem funcționa în acest fel. Da. Deci tot ce deci, nu este vorba de voluntate, dar o dată de 2-3 ori, când colegul meu nu este, iar acel pacient apelează la mine, îl înscriu la mine. Corect, dar a fost situația cum am vrut. Doamna doctor va putea câștiga pacienții stând la programul doctor. Să-i fie greu 6 luni de zile să-i atragă înapoi. Nu am vrut să fie greu altceva, dar din interplay am limitat aici. Nu este, este vorba de Târg, nu este vorba de s-ați spus asta. Eu am discutat cu dumneavoastră. Sunt 3.800 de pacienți aici, la Târg, care nu poate să facă față un singur medic. La Târg mai trebuie un medic. Mai trebuie un medic aici. Da. Și totuși, un medic de aici din Târg. Așa? Dar nu dăm nume și nu mai dăm nume. Vă rog frumos. Nu, minim abțin aici. Tot noi am dat avizii funcționari. Deci nu mi s-a părut corect, adică, dar sunt... Hai să treaba asta să vă reglează. Se reglează, asta zic. Se reglează. Dacă nu-și face program, nu se reglează. Dacă nu va fi la program, ca pacient, știe că-l găsesc... Doamna doctor, era teamă de un lucru, adică să nu se... Noi ne-am făcut o grădă prin... Ne-am asigurat locul și detalii. Asta este singurul lucru. Exact. Și ar fi păcat să rămână știți. A fost o promisiune către doamna doctor că va primi un dispensar, ok? Dacă era de lucrat pe la spate... Nu-l primea. Nu, în privința pacienților, nu din partea dumneavoastră. Adică, vreți să eu știți că sunt din mai greu. Nu știți, spun până la urmă. Doamna doctor are un comportament, doamna doctor de aici la tărbă. Un comportament care nu e ok. Nu e ok colegial. Nu trebuie să știu, și nu putem să acuzăm.
Eu am și dovezi în sensul ăsta, dar știu. Poate medicul să zică nu te duce corul niciodată. Nu, dar poate să zică vină la mine că mai e bună, că are nu știu cum. Aici ai mârfă de așa. Dar tot așa poți să vorbim. Aici nu vă puteți implica dumneavoastră, aici direcția sanitară, casa de asigurări. Dar totuși am dat consensat de alarmă, că așa autoritate publică am dreptul să dăm consensat de alarmă în consensul ăsta. Asta da, asta puteți spune. Bun. În al doilea, nu știu, cu asta închei, deci doamna domnului a spus în următor, eu am un punct de lucru cum ala izvorul de aici. Nu-mi convine să mă duc mai acolo. Eu vreau să renunț la ăla, să vin aici la PD și să stau aici. Și sunt condiția să primească pacienții, exact, să aibă să mă și am avut 3 zile. Ce facem, dar, ce facem dacă același comportament va avea, când se va, va avea un post la Bacău? Și v-a zice că renunță la Dumnezeu. Deci noi, nu, dar zic, dacă o luăm așa, există și posibilitatea asta. Cum a renunțat la BV, la izvorul Berecului, poate să renunțe la Dumnezeu. Poate să renunțe. Poate, dar trebuie luat în calcul și asta. Deci noi trebuie să facem un contract cu doamna mult mai bun decât ce a făcut doamna Franca. Dar de ce nu știu ceva? Are pacienții aici, că ții liniște. Dar doamna doctor trebuie să facă treaba asta, nu noi. Când s-a hotărât de pacienți, nu mai pleacă nimeni. Când s-a hotărât înființarea acestui dispensar, s-a pus o condiție, cel puțin 3 zile. S-a fost condiția, vreau să-l luăm. Exact, condiția am discutat o zi de zi cu doamna doctor. Și dacă stă 3 zile, eu sunt sigur că își va face. În loc să ducă la Plăcești sau la Sascusat sau la Târ. Mai avem mai mic domnul primar. Ieri am reușit și am... Și vreau să vă reproșez, domnul președinte, că nu mai vreau să duc ideea de la cap la coadă fără să fiu întrerupt. Eu... A fost o discuție colegială. Mulțumesc! Discuție colegială. Felicitări, felicitări pentru acel proiect. Felicitări. Mulțumesc tuturor că m-a sprijinit. A ieșit excepțional. Votul meu nu se putea executa. Vă mulțumesc! Și eu să fiu și eu la... Referitor la plecarea mea, în Bacău, acum ca o glumă, da. Așa, voi pleca dacă îmi pierd mandatul de consilier, cum a zis colegul dumneavoastră Ionel Andra. Da. De ce să plecați? Păi dacă spune, e voi istoria. E o glumă. Adică luați în picapă. Luați în picapă. Luați în picapă. Luați în picapă. Bun, vreau să vă anunț. Vorba de oameni, e cert în fereastră, pentru să nu mai avem mult cu medic. Și așa, să se iau. Vreau să vă anunț că în cursul zilei de ieri am reușit să colectăm izvorul care a fost furat, puțul care a fost furat de la Bărbuța, să-l conectăm la rețeaua de apă și aseară a ajuns apa, deci până la brutărie. Deci asta ce înseamnă că sursa de apă de la Sascusat s-a dublat. Fântânelele și dealul Țiganului. De la dealul Țiganului până la butărie au avut apă toți. Mâine program, nu, astăzi e program pe fântânele și cu partea cealaltă până... Deci tot cu da. Program, nu? Dar nu ai, pentru că apa se risipește. Noi am fost atunci la Bânge și uitați, așa era țeava mare, pe 20 în diametru, prin care curgea prea primul de la bazin. În perioada când nu se iriga. Și atunci apă, deci exista dublu față de consum, dacă ea atât curgea la apă. Ne înțelegem o dată și pentru totdeauna. Haideți să te imi de discuția cu Sascusat, da. Și umedea. Bun. La Sascusat s-a dublat cantitatea de apă. Urmează să se introducă tot sistemul de tratare a apei ca de la grădiniță. De la grădiniță la bani să fie apă cu program, cu mesita, să fie tratată în standardele apei de consum și apa care vine din pădure a rămas doar până la grădiniță, că acolo s-au pus două vane și toată Bărcuța a avut apă din, de la pădure din sursa veche. Acum, proiectul de apă canal s-a scuțat și el este la licitație proiectare plus execuții. În proiectul de apă canal s-a Sascusat, urmează să fie amplasat și un castel de apă deasupra la grădinița, acolo la Bălbuța, și la Valea Nacului să facem un foraj și un castel de apă care va alimenta partea de sus a Bălbuței și cu Valea Nacului tot.
și restul de apă care va fi, de care nu va fi nevoie acolo, surplusul de apă să fie distribuit către satul țară. Deci, proiectul lucrează, este în stadiu de licitație de atribuire a proiectului. La Pâncești, la fel, avem proiectul de apă canal la licitație pentru atribuire la execuție. Avem depus documentația pentru avizare toată. Dacă e să fie atribuită lucrarea, până în toamnă trebuie să fie schimbat la canalizare și la înlocuirea conductei de apă. Pe față, astăzi dimineață, puteam discuția cu domnul Popa, conducta este acolo la școala numărul 2, să ne apucăm de să fac să schimbăm conducta de apă. Pe toată fața, de la domnul Ilie de acolo, la versăm. Nu se poate cu, să mergem odată cu gazul? Eu am încercat, am vorbit cu ei, domnii de la gaz metan și ei erau. Nu, no, am vorbit cu ei. Domnii la gaz metan, noi zonă, dacă e să fac ce tot suntem acolo, pot să săm și pentru apă, să fac mai rapid șanțul și să putem să pun și apa și numai că să vezi făcute toate brașamentele refăcute din nou. Și care nu au apă, să le facem și brașamente. Din coace, cum s-a făcut? Erau alte dimensiuni. Nu. S-a deci... făcut din coace pe partea, pe dos, cum să spunem, nu pe față, trece gazul metan exact lângă conducta de apă. Oricum trebuie să-i plătim separat, domnul Gheorghiță. Domnul, eu am întrebat dacă se poate să ieșim mai ieftin. Fac mai lat șanțul, să introducem și țeapa de apă, numai că trebuie să plătim toate brașamentele care trebuie să le facă ei. S-a scursat apa care este potabilă pentru că apa de la... ceea ce era. Apa de la izvor. Nu era, pentru că era și la Pâncești, apa nu este potabilă decât de la școala numărul 2 la Vale, în momentul când se izolează sursa de apă care vine la pădure. Pentru că apa care vine la pădure, e apă și din drenuri și din foraj, apa din foraj este potabilă. Dar faptul că ea se amestecă cu apa din drenuri și din toate captările, nu e potabilă. Drenuri de suprafață. Deci l-ați ascunsat... Ați văzut că asta voiam să vă arăt când ați venit la ședință. Exact ce spuneți cu apa de la deal. Dar problema e că pun și ăia, cel mai des spune doamna Viorica, dar mai pun și alte persoane, apa care urcă din conducta nouă, care vine din, de la izvor, din bazinul nou. De orice conductă, în momentul când oprește apa, oricât ar fi ea de plastic, din fier, din orice ar fi conducta, se fac anumite depuneri de fier, de... Nu poate să fie în halul ăsta. Ceva se întâmplă. Noi mai de-l colmatăm, eu cred că bazinul ăla sunt carcalaci de acum. Unde? La Pâncești. Păi dacă apa aia e maro, domnule, când o pun oamenii ăștia și ne arată, și noi tot nu luăm nicio hotărâre. Apa este maro de pe conductă. În momentul când îi dai drumul, ea spală conductă, ea rege o viteză. Curge 10 minute, un sfert de oră maxim. Apoi apa își revine la culoarea ei. Deci asta e, asta e când faci program. Toată iarna, să nu s-a făcut program, apa a fost schimbere. Dragi de picolare. Să-l ascultăm și pe domnul Ionelana, vă rog frumos. Dar nu este, nu este ok pentru că s-a ferit, însă ascult. Orice ați vrea să spuneți, noi nu suntem izolați. Trăim și avem prieteni și prin comunile astea din prin prejur. Și vedem ce se întâmplă la alte localități și noi, la noi, nu. Trebuie să o recunoaștem. Problema apii la Sascun nu s-a rezolvat din frica votului. Asta e adevărul. Domnul Vici, lăsați. Și în conducta nouă care s-a pus la Pâncești de la intrarea în sașă până la izvor, s-a spus, bă, punem conductă nouă, punem apometri. Asta o leacă, că final legile acum, punem după. Nu s-a mai pus. Raposatul nu mai e printre noi, am rămas tot așa, la altul curge apa așa, iar alți oameni bătrâni, bă, oameni buni, gândiți-vă că ajungem bătrâni și noi. Sunt care au legumi, sunt care au varză, grădini întregi, grădină irigată, cu instalații de jur împrejur, și ăla consumă tone de apă, iar oamenii ăștia bătrâni nu mai țin nici fântâni. Uitați-vă, când mergeți la deal, la vale, că nu mai sunt fântânile satului. Nu au, domne, de unde să ia apă oamenii ăștia.
și ne opresc și ne spun. Și eu ce să-i spun ăla? Să mă duc paznic la eu, Luci, doamna Sandu și cu Ionel Ana la porțile oamenilor să plăzim? Nu o să poată nimeni, nici poliția locală, că îi pui cu oamenii ăștia într-o postură, îi le dă cineva una în cap. Ăla care are grădină și are varză, face scandal cum, adică eu nu mai fac varză că vreți voi. Ăla altul care nu are o găleată de apă, ți-l arată pe ăla cu varză. Bă, pe ăsta nu-l vezi? A, e omul tău, la vară, la toamnă vine să-ți iei varză. Cum mi-a fi? Moacă. Una voastră la care are varză acolo. Cine e ăla, domnul, care e? Vărul dumneavoastră? Vărul dumneavoastră. Ăla e omul meu. Da. Așa era stabilit. Nu. Câte zile are acum? Câte zile face acum la cabinet? Efectiv sau la da, de câte ori vine pe săptămână aici la cabinet? Lunea, martie, miercurea și vinerea. Nu, vine exact de două ori pe săptămână. Atunci, în condițiile astea, deci, cum putem noi să condiționăm? Deci, cum îi tratăm pe oamenii ăștia? De unul într-un viață? Da, așa, se fai... Două zile are 3.800 de pacienți la dispoziție și el la altul îl condiționez cu 3 zile. Ai dovedit sensul ăsta? Da. Da. Păi poate mai bine decât doamna doctor la Perești, dacă se duce mai mult în jurul. Poate te-ai atrat de bani. Contractul care s-a făcut cu doamna doctor Verdeș sau cum o numește? Frandeș. Așa? Trebuie să fie făcut în aceleași condiții și cu cealaltă medic. Exact. Pentru că nu putem să facem diferenții între medic. Doamne, eu că acolo sunt trei zile și am fost asumat. Ce condiții să putem? Putem, că acolo am făcut o investiție pe consiliul local. Ăsta a fost. N-am făcut investiții nimic. Nu, nu putem, pentru că nu ne permite legea să... Ei, nu se permite legea. Nu ne permite legea să tratăm medicii diferiți. Eu contract nou și nu permite legea. Eu nu pot să trau un succes. Păi atunci, dacă nu... Să opreți la un alt condiții al prețului. Și în avantajul dânsii. Oamenii care vor fi nemulțumiți aici să vor duce să... În avantajul dânsii. De condiționalitate. Nu putem să spunem condiții. Am înțeles. Așa aștept de contract să facem. Nu așa corect? Da. Nu mi se pare corect? Că în acte doamna Frandeș are două zile cu 8 ore pe zi și restul de 3 zile cu câte 2 ore pe zi sau 4 ore. Eu știu că am dovezi că are... Că nu vine. Asta e ideea. Ai altceva. Ai deja putem să rezolvăm contractul, dar pentru oameni nu e un lucru bun, să rezolvăm. Nu este. Trebuie să o condiționăm să vină la program. N-am cerut lucrul ăsta. Am spus să tratăm medicii la urmărie. Atât. Eu zic că condiționăm unul promitor să favorizăm, unul nu. Domnule Reșit. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Era înainte, dacă nu vă supărați. Nu, nicio problemă. După am zis că vreau și domnul Ionel, vă rog frumos. Asta așa se întâmplă. Dă-mi telefonul să te filmezi și de că se... Telefonul tău să te filmezi. Am schimbat camera. Haideți, domnule. Adică ați mai ieșit la distanță. Nu ești singur acolo. Deci. Haideți, vă rog. Domnul viceprimar, pe 25 aprilie ați depus în Consiliul Local pe ordinea de zi un proiect cu privire la creșterea salariilor angajaților din primărie. Pentru un motiv sau altul, proiectul nu a trecut. Ulterior, 15 zile mai târziu, fără camera de filmat prezentă, ați reintrodus suplimentar pe ordinea de zi creșterea salariilor angajaților. Un lucru frumos din partea dumneavoastră, ca șef de instituție, dacă legea permite, pe principiul autonomiei locale, votul consilierilor locale nu poate fi luat în discuție. În schimb, dacă faceți un lucru, ați absolvit o facultate de drept la fără frecvență, dacă nu greșesc. Nu, la frecvență redusă. La frecvență redusă. Bun. Dacă faceți un lucru în avantajul angajaților, care mulți dintre ei pe bună dreptate și așteaptă creșterile salariale începând cu luna aceasta, de ce nu ați luat în calcul și aspectele juridice? Din cele două proiecte puse suplimentar pe ordinea de zi, reiese că există avizele Comisiei de Specialitate, care s-a întrunit cu o zi înainte. Lucru neadevărat. Este adevărat că avizul Comisiei de Specialitate este consultativ. Dar un proiect nu poate fi luat în discuție în Consiliul Local fără a fi discutat în Comisiile de Specialitate.
Mai mult decât atât, în proiectele de hotărâre peste care doamna secretară Brașov Ionela a pus un aviz de legalitate, spune că prezentele hotărâri se vor aplica începând cu luna mai, adică cu un efect retroactiv. Întrebarea pentru dumneavoastră și pentru domnul Ionache, care și dânsul este jurist de meserie. Cum ați putut, v-a putut scăpa acest detaliu, astfel încât salariile angajaților să nu crească, apoi să găsiți oaia neagră Ionela Ana, așa, în timp ce proiectul în sine este redactat greșit. Da? Este o hotărâre nulă de drept. Adică spuneți-le angajaților, oameni buni, a fost o greșeală materială, salariile foarte probabil nu vor crește deoarece un exemplar al documentației a ajuns la prefectură. Prin urmare, asumați-vă. Asta vreau să spun. Domnul Ionache, ce părere aveți despre aplicarea votarea retroactivă? Eu știu că în calitate de jurist nu se poate aplica retroactiv. Asta este o părere. Am votat pentru proiect, pentru creșterea salarială. Corect, dar retroactiv. Dar el a intrat în vigoare cu luna mai, cu data ședinței. Nu, retroactiv. Nu. Proiectul de hotărâre a intrat cu începutul lunii mai. Nu, cu data când a fost ședința. Uitați-vă în procesul verbal care după l-ați votat. Deci ea nu poate intra retroactiv. Deci dacă vă primi retroactiv, atunci da, este ilegal. Dacă eu se temească cu ziua ședinței, cu ziua hotărârii, e cu totul altceva. Așteptați să vedeți. Ce să vedem? Faceți o modificare. Și intră în plată de cu începutul lunii următoare. Deci, în proiectele transmise prin imediat, figurează începând cu luna mai, nici de cum cu 11 sau cu 10 mai, cum ar fi fost normal. Vă rog să știe angajații această situație. Nu e o dezinformare, documentele vorbesc de la sine. Domnul consilier, dacă vă interesa acest aspect, nu i-ați la ședință. Spuneați atunci la ședință. Ședința a făcut-o fără camera de filmare, aici prezentă. Te rog frumos să nu mă mai filmezi. Fiind o ședință. Nu, dar dumneavoastră cine sunteți? Nu contează. Nu vreau să mă filmezi. E dreptul meu. Nu vreau să mă filmezi. Nu mai veniți la ședință. Nu mai veniți la ședință. Cine să mă spun? Nu mai venit la ședință. Nu mai stărnești la ședință. Ok. De ce ai stat până acum, Uroș, și acum te-ai mutat? Ca să văd ce spune domnul Ana. Ia uite, păi și tu de ce îl filmezi pe domnul Ana? Nu l-am filmat pe domnul Ana. Dar pe mine de ce mă filmezi? Mi-a spus că nu vrei să fiți filmat. Eu n-am o problemă, dar tu mi-ai dat ce problemă e. Aș poate de legătiv, din deliberativ. În procesul verbal al ședinței se spune clar că nu a fost adus niciun amendament cu privire la proiectul depus în forma inițială, prin urmare, consider și vă aduc la cunoștință, domnule viceprimar cu atribuții de primar și domnule consilier cu atribuții de viceprimar, că există suspiciune asupra nelegalității hotărârilor luate. Nu este vina mea că dumneavoastră s-a strecurat o eroare în acele proiecte de hotărâri. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Deci mă repet, deci nu se poate aplica retroactiv și acel proiect, acea hotărâre se pune în aplicare începând cu luna următoare. Cu întâi lunii următoare. Dacă este specificat acest lucru. Deci nu este obligația mea, nu sunt secretarul ATV, nici doamne, cred că nici executiv, eu sunt doar consilier local. Mi-am asumat și bineînțeles că... Toți așa am votat. Da, să intră în aplicare. Citiți procesul verbal. Intră în aplicare aceea... Dar imposibil să fie o eroare imaterială. Aceasta m-a dus la... Nu se poate aplica retroactiv, e logic. Ce-a spus? N-a spus o îndreptă. Cu alt proiect de hotărâre și gata, nu e nicio problemă. Nu, tot ăla și îndreptă. Modificat. Pentru că noi așa am votat. Legea spune că nu se aplică retroactiv. Dar noi așa am votat, că nu s-a prins. Când am vorbit, când am cerut să vorbesc, vorbeam doar despre cabinetul medical. N-am știut că domnul Ana sare de la un subiect bun. Dar nu-i problemă. Cabinetul medical la Berești, după cum ați spus, este gata. Eu am rugat-o pe doamna doctoriță să-și facă demersurile ca cetățenii să primească ce serviciile dânsii cât mai curând. Noi am respectat toate dorințele. Vrem ca ceea ce am făcut pentru doamna doctor Frandeș să facem și pentru doamna doctor Demisa și să o rugăm frumos să vină 3 zile minim pe săptămână și asistenta în fiecare zi. O să căutăm să facem ceea ce a spus și domnul Marius Ionache, adică să tratăm toți doctorii cu aceeași monedă și să îi ajutăm să rămână la noi în comună, pentru că asta interesează pe om.
În altă ordine de idei, dacă tot am extins discuția și ne ducem și pe partea de diverse, eu vreau să zic domnului Gheorghiță, în continuare discuției pe care am avut-o la începutul ședinței, că nu toată lumea procedează corect. În sens, am avut de unezi un cetățean care a venit și mi-a spus, uite, domnule, am filmat un cap de oaie în parc. Nu se poate, nu știu ce. Simplu, m-am dus până acolo, l-am luat, l-am pus la coș. Putea face și cetățeanul ăla aceeași lucru. Deci s-a învățat lumea asta atât de rău. Cum, domnule, vezi un simplu care știi sigur că l-a dus un câine, nu l-a pus popa sau apostol? Sau domnul consilier Ilie sau domnul consilier Ana? Deci e un lucru care deja duce spre exagerări mari, care deranjează după dată. Domnule, cum adică tu dacă ai văzut un simplu cran, îl iei de acolo cu mănuși, cu ce, îl pui și gata, domnule. Ți-ai făcut datoria de cetățean, după părerea mea. Sigur îl văd pe Facebook. Nu este corect. Sau vorbim despre corectitudine și ne facem curățenie în fața domeniului public al nostru, a consilierului. Ce vorbim? Când dracu suntem serioși? Când spunem că nu avem plătite chirii? Date exemplu, domnule. Cum? Date exemplu. Exemplu, domnul Ana, ce vorbim? La șoseaua națională, toată aleea care o deține dânsul, nu a făcut curățenie deloc în anul ăsta. Șoseaua națională. La E85, poftim. Deci, la proprietatea dânsului, nu-și face curățenie. Ce vorbim de seriozitate? Ce vorbim? Ați trimis coasele până la TECO. Da, și ce vrea să vă fac și față dumneavoastră? Nu, dați un pic. Faceți toată localitatea sau... Nu, fac doar E85-ul pe unde nu sunt locații. Că n-am făcut în fața lui Burilă. Să facă ce consideră dânsul. Deci eu vă rog, eu vă rog public, vă rog public să vă îngrijiți proprietatea domnului Ana. Și să vă vedeți de... cu mințenii, pentru că e mai bine, nu vă ameniți, e un lucru de bun simț. Deci în momentul când ceri cuiva să facă ceva, arată că ești gospodar tu. Nu vă mai spun ce e în fața porții dumneavoastră, la Pâncești, nu vă mai spun ce e în spate. Ulița la tatu. Dar n-am asfaltat-o eu, domnule, n-am asfaltat-o eu. Nu, domnule, eram prin grot. Da, asta e ok. Dacă mai are cineva, vă rog frumos, la discuții. La diverse aș vrea diverse. Am înțeles că în ședința de Consiliu s-a referit o parte din consilieri la autospeciala de pompieri. Autospeciala de pompieri, după cum știți, este proprietatea primăriei Sascut. Ea a fost adusă pe fonduri europene, așa a costat în jur de 100.000 de euro, este un bun al comunei. Ea a fost cedată către ISU Bacău, datorită unor factori care nu prea au depins de primăria Sascut, dar au fost ilegale. Deci, pașii care au fost făcuți au fost ilegali, pentru că este bunul primăriei. Eu, în cursul anilor 6 ani, am intervenit în comună cu această autospecială. Mă scuzați că am emoții, că... E o bună de apă, deci o bună de apă. E problema că e un bun făcut cu sufletul și mă doare încet cu răbdare. Mă doare rău. Și, ca drept consecință, eu cred că ar trebui constituirea pichetului aici să fie anchetată de DNA. Pentru că s-au cheltuit 5 miliarde, apar cheltuiți pe serviciu voluntar, dar eu nu am semnat nicio hârtie pentru așa ceva. Acum, dumneavoastră, din câte am înțeles, vă uitați. Fântânile nu sunt conforme. Casele de apă nu sunt curățate. Păi din 2016 nimeni nu mai a făcut nimic în privința asta. S-a căutat ca să scăpe de autospeciale, că vezi, Doamne, implică niște cheltuieli. Vezi, Doamne, trebuie niște șoferi care noi avem. Vezi, Doamne, nu știu ce, dar vezi, Doamne, că în fruntea comunei s-au popoțat niște mafioți care au distrus serviciul voluntar. Ceea ce mă doare cel mai mult. Prin urmare, dacă consilierii au hotărât ca acest bun să fie înstrăinat,
Eu aștept hârtia din Consiliul Local, hotărârea respectivă, cine a semnat să-și asume răspunderea, deci să fie cu capul pe umeri cel care semnează, nu că am semnat, stai că n-am semnat. N-am fost la ședință, am fost la ședință. Deci vă asumați responsabilitatea. Hârtia respectivă, în baza la hârtia respectivă, eu trebuie să schimb organizarea serviciului voluntar. Deci, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. În ce an a avut loc această decizie? Când s-a luat această decizie? Decizia de înstrăinare. În 2017, noiembrie, 1 noiembrie. Și cam cât timp avea atunci... Mașina de pompieri avea 6 ani. De cât, de cu intervențiile făcute, atunci, la preluare, avea 6 ani. Mașina e din 2011. Între timp, mașina a fost implicată în mai multe evenimente rutiere, nu a mai fost întreținută, actualmente nu mai este 100% bună de intervenție. Ea trebuie făcută o reparație, după care să fie folosită în interes. Că o folosește Insul Bacău, o folosește, dacă o acordă autorităților locale. Deși bunul este al comunei, al primăriei Sascut. Dar neavând niciun merit în a aduce un bun pentru comună, normal că îți bați joc de el și îl dai unde vrei și faci cum vrei. Să vă aduce cei de la Igo, canalele sunt fundate, că ne trebuie să spălăm nu știu ce. Păi ca să o scoți de acolo mașina de pompieri, trebuie să ai apel pe 112, pentru că acolo este unitate militară. Nu putem folosi noi cum vrem. Deci ea este dată pentru un simplu proces verbal. În centrul ăsta, în afară de mașina asta, mai are în dotare și alte... În flotă. Pentru, în centrul ăsta, de asta spus, pentru ca pichetul să poată fi înființat, trebuia să aibă pichetul, deci cel puțin două autospeciale de stingere. Neavând două autospeciale de stingere, domnul Arafat, ce au zis, pentru un ordin de ministru, luăm mașina de la Sascut, facem pichet, avem două, îndeplinim condițiile legale și dăm drumul la treabă. Dar distrugând serviciul voluntar. Stați puțin. Deci, domnul Arafat, ca secretar de stat, nu puteți dispune de bunul din UAT-ului nou. Deci doar Consiliul Local, proprietarul bunului. Aici e întrebarea. Ați spus două lucruri total diferite. Ori HCR prin care Consiliul Local a cedat-o către ISUC, ori printr-un ordin al ministrului. Pentru un ordin al primarului. A vorbit de aici la Bacău, Bacău, Iisus, a făcut Arafat și așa s-a făcut treaba. Dacă mai avem alții discutăm pe Bucureanu. Nu, dacă aveau consilier, ceva întrebat. Dacă aveți ceva să întrebați pe domnul Bucureanu. Persoana care a semnat acel proces verbal se află aici în sală? Da, da. Este vorba de Ionela Apostol? Da, la vremea respectivă era viceprimar. Am înțeles. A cântat fanfara, s-a făcut defilare, asta e, toată lumea pe poze și pe filme foarte bine ieșit. Dacă nu mai aveți absolut nimic de declarat, de spus, închidem ședința, vă rugăm frumos.